But if you close your eyes. Bună dimineața, este 9:50, am postat Instastory la 9:48, a ajuns și finul, schimbăm mașinile, plecăm cu celălalt X5 pentru că mi-e frică de al meu. Mergi înainte că o să mă vezi și pe mine în aglomerația asta mare. Sunt urcat pe bordura așa, dar mai bine mă gândesc acum că ai și ajuns să intrăm în părcărica asta. Eu stăteam doar să mă vezi, știi? Bordura de 2 metri, doare janta, aia e. Începem noul vlog, mergem la Heaven Timișoara, avem drum lung, 500 de kilometri, cum ne place nouă în fiecare weekend. Bine, finul, după cum v-am spus, o luăm mașina cealaltă pentru că n-am încredere în asta, m-a supărat ceva la ultimul drum. Haideți că stați cum să facem exchange-ul. El este finul Dorian Mateo. Te arta făcutului copilului să nu plângă. Uite, vă filmează și băbuța noastră cum rămâne ea aici. E frică să mai alergăm cu ea, mă, e frică, mă, ce să mă. Deci, preconizăm în felul următor. Circa 7-8 luni căsuța, după care bun venit noi rachete. Nu știm ce rachetă o să fie, dar deja se pare că înclin către Audi S8. Puteți să-mi spuneți jos în comentarii ce părere ați avea dacă mi-aș lua un Audi S8. Suntem pe Valea Oltului, este superb, am oprit să facem o poză. Și am găsit și ea, veniți încă aici. Am găsit doi motănei mici. Uite, John, că oficial stăm și pe barajul ăsta. Uite, n-am stat niciodată așa. Ăsta e Oltul, da? Vedeți pisicuțele. Pusică, ceva, mami. Hai că nu-ți face nimeni nimic, vino aici. Haide, pis, pis, pis. Da, nu vor să iasă. Nu suntem nici măcar la jumătatea drumului spre Timișoara, dar am luat o pauză mică. Și mai vorbim de pe drum, că a fost foarte, foarte aglomerat, frate, până aici, nu vine să cred. Sper ca Valea Oltului să nu fie la fel mai departe. De la Sibiu încolo știu sigur că o să se clarifice lucrurile un pic. Revenim cu update-uri. Mergem spre Timișoara, iar vremea este superbă. Vezi, bă, momentul ăla când încep să-ți iubești altfel țara. Am mers de mi-au sărit capacele pe Valea asta Oltului bară la bară. Am urcat pe autostrada asta, de bucata asta de autostradă de la Sibiu de aici. Nu știam câți kilometri o să fie. Ce crezi, mare surpriză când mă uit pe Waze? 131 de kilometri de autostradă, mă, de la Sibiu până unde? Spre Nădlac, încolo, dar nu știu până unde e. Cert e că din 276, cât mai avem, scrie Waze aici, până la Timișoara, 131 sunt pe autostradă. Deci, John, mai avem 140 pe lângă și am ajuns. Uite, mă, cât de frumoasă e autostrada asta, mâncau artata pe ea să o mănânce. Și avem și bandă fără limită de viteză. Nat. John, am ajuns în Timișoara în sfârșit. Ba, a doua oară în 3 săptămâni. Suntem bineveniți aici la Timișoara, observ. Am oprit la un restaurant superb care se numește Rustic și este așa liniște și umbră că sunt încă 33 de grade. 16 septembrie, mă, și sunt încă 33 de grade. Ne-a topit drumul ăsta. Sigur, nu octombrie? Nu octombrie, sigur, septembrie. Și vă spunem în felul următor. Am comandat numai mușchi de vită pe aici. Au venit fițoșii de la București, ai înțeles? Așteptăm să vină mâncărica, mâncăm ceva, vom mai face și un mic update când avem masa plină, după care direct la somn pentru că trebuie să ne odihnim. La noapte cântăm în club Heaven. Vă pup, revenim cu update. Să vă explicăm ce s-a întâmplat. Nu era atât de foame sau mai pe românești, am fost atât de fomiști. Cât am uitat, John, să mai filmăm masă, mâncare. Uitați-vă cum arată masa și totul s-a întâmplat în maxim 15 minute. Dar vă spunem pe scurt așa. Aici niște mușchi de vită cu niște ciuperci și acolo niște mușchi de vită cu niște ciuperci. Acolo am stat eu. Uitați-vă ce frumos am mâncat. Pac, aici biancele. Cam asta a fost. Mergem să ne întindem un pic că suntem rupți de somn și ne vedem când ne trezim undeva pe la 10-11 seara, când o să mergem la Club Heaven. Toate cele bune, vă pup! O clasică spălare de parbrizel. Da, bostre, dar uite ce zeamă bună are Timișoara, tu vezi? Adică măcar vezi că se ia musca, dai se ia musca, dai se ia musca. Ce zici, bostule? Vezi că alimentezi, 3 lei te costă. 3 lei alimentare, 3 lei spălatul de geam, 6 lei în total. Vreau să-mi iau și eu una 6 de stăcie. Atât de frumos arată acest... Oh, șoc și groază. 4 stele, John. Mama, abia aștept să ajungem în cameră. Văd că Lido ăsta are 4 steloanțe. Facem room tour și după aia șlafă. Haide, haide, camerele te așteaptă, haide. Așa un pic, că uite de ce problemă avem. Ce situațiune, uite mă cum se lasă hainele astea aruncate, mă, că le mănânc. Uite de și tu ce situațiune avem. Să nu ne trezim că iau fetele, camera aia frumoasă. Pe mine m-a lăsat fără pungă și eu cum nu pot să plec fără curățenia supremă din mașină, că nu pot să dorm, dacă știu că e mizerie mașină. Trebuie să fac curat, ia toate astea, pune-le în geanta ta, că sacoșe nu ai. Lapte de migdale frumos, stilul crocobalaurul. Dacă ți-e poftă, un jeleuț Haribo roz, cafeluță, un granin de mere. Cât? Încă un ou. Hai, să intrăm în Lido. Lido. Așteptăm frumos să ni se înmâneze camerele și mergem să ne culcăm. Lido ăsta care arată cea frumos în recepție, sunt sigur că-s forță camerele. Lăsați-o de identitate. O, lui, cu la sol. A, e suficient, ce bine. Ce n-ai, a? Cum o să umbli, mă? Poate dacă mori, mă. Nu vrei tu să te găsească, mă, pe apropiații ai tăi, să știe că tu ești. Să te caute, te dau dispărută.
Două, trei săptămâni, unde-i Cori, săraca? Stai la morgă în Timișoara, ocupi locul aiurea, nu se știe oamenii aia ce etichetă să spună de degetul de la picior, ca în Dexter, așa. What the fuck? Eu am vrut la mine, bossule, m-a călcat mașina, știa, asta e prostul de popa, mi-a pus pe piciorul etichetă și m-a trimis la București, ești nebun? La răcoare și la propriu și la figura. Camera cea mai frumoasă pentru mine este, doamnă, nu-i așa? Mă auzi, are și vedere la mare, deci doamna e de-a noastră, vede marea aici în Timișoara. Spuneți-mi ce cameră preluați? John, cred că toată lumea știe sentimentul ăla când ajunge în camera de hotel după un drum lung și obositor și aglomerat așa românesc 100%, cu gropi și cu tot ce trebuie și cu probleme în trafic. Însă, hai să dăm o tură de cameră, un room tour, așa cum îmi place să-i spun, după care mă duc eu să-mi fac un duș și mă bag direct în pat la somn. De seară mergem la Club Heaven și trebuie să ne distrăm acolo tare, 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 să facem atmosferă frumoasă. Room tour, Hotel Lido, 4 stele, mă așteptam la mai mult, sincer, dar arată drăguț. Aceasta este baia, micuț așa sincer, dar măcar cochetă. Aici după ușă WC-ul cu bideu, cu tot. După cum vă spuneam, micuță, dar măcar cochetă. Totuși 4 stele, 4 stele ar trebui să fie. Aici în spatele meu avem un mic dressing, cu ier de fapt, nu dressing. Aici o oglindă cu un birou, aici televizorul cu super view cu ghilimele, cum ne-a spus doamna de la intrare din recepție, cred că a fost să râdă un pic de noi, că nu avem niciun view, vedem fix o altă clădire. Și acestea sunt paturile, n-am avut noroc de pat matrimonial, se pare că trebuie să le unesc, dar asta fac de fiecare dată, stați liniștiți. Unesc paturile, îmi fac un duș, mă culc și ne auzim când ne trezim să mergem la Club Heaven. Toate cele bune, Timișoara! Stimați youtuberi, respectiv subscriberi, m-am aranjat, sunt gata, am făcut curățenie în cameră pentru că de la Club Heaven vreau să plecăm direct la București, nu mai suport să mergem pe zi. John, e prea aglomerat, prea multă lume. Am strâns bagajul, hăți și aici. Și zic în felul următor: mergem în mașină și revenim cu update din club. Ha. Ia vezi că am ajuns și la Club Heaven, ne pregătim să intrăm acum. E parcarea plină, ceea ce îmi place foarte mult. Să vedem despre ce e vorba înăuntru, să dăm și noi stick-ul, să mai bem puțin de Black Vitamin din ăsta și să facem distracție frumoasă. Bună seara, Club Heaven! Așa da. Bun, am ajuns la momentul meu preferat, așa că o să vă spun și pe Instagram și aici vouă. Bună! Ce mai zici, Timișoara? O porție bună de condus și după un concert ca la carte, n-ave cum să nu. Așa că haideți cu mine că vreau să vă arăt și cum fac eu sandwich-ul. E mai special pentru că e plin, e dublu, dublu, dublu. Este ora 6 și 2 minute. Eu numai noi și cu tot stafful Subway-ului din Sibiu. Salutăm frumos, cred că e cam dimineață, sincer. Și așteptăm să facem sandwich. Începe comanda. Vreau jumătate cu albă, cu brânză și oregano. Și acum hai să trecem la ingrediente. Bam! Bag așa. Dublu brânză, dublu cașcaval, dublu vită mărunțită. Mamă, John, cum arată! Așa, bun. Bagăm și niște mușchi de porc, te rog. E cel mai consistent sandwich ever. Și putem să-l băgăm la cuptor. Ja. Continuăm cu partea de legume. Ah, mânca la tata cum sfârâie. Și ia uite acum cum îi pune noi direct sălățuri. Sandwichul meu se răcește. Păi dacă mi-l fac eu, cred că ies în pierdere cu sandwichul meu. Salată iceberg, roșii, puțină ceapă, vă rog. Și niște măștline. Mamă, da. La sosuri. Vă rog frumos, chipotle, ketchup. Avem din ăla cu usturoi. Vrem și cu usturoi. Calar tata, cât timp a lipsit. Atât s-a rămâna. Aici nu mai am cum să filmez pentru că mă poi murdări foarte rău. Nu există sandwich mai bun ca asta. Ne vedem după să vă arăt ce specialități de cookies am luat de aici. Nu este decât 7 fără un sfert. Cețoi, cețoi. Și mai avem puțin și ajungem să facem un update de pe Valea Oltului, unde eram acum câte ore să zic, 12 ore. Mergem frumos că s-a luminat. A răsărit și Sorinel. Bine, n-a răsărit nimic. Ești nebun, doar s-a luminat ceața asta un pic. I-a crescut expunerea, cum s-ar spune. Dar măcar ne-am trezit și noi odată cu luminarea asta de cer. Și tovarășul Oaze zice că ajungem la 9.40. Revin cu update-ul legat de cookies, dar încă nu m-am apucat de ele. Aștept să fie micul ăla dejun, înțelegi? Să simt pofta de mic dejun de cookie cu lapte. Uite în față ce ceață e. Uite cum se vede în față, uite cum se vede în față. Film horror, ești nebun? Și acum curba. Două roșii merg pe autostradă. Una zice uite tirul, cealaltă zice e te flășc. Revenim cu update. Baby, please have mercy on me. A sosit momentul micului dejun. De ce credeți că iau micul dejun? Pentru că în față, John, deja sunt 3 cisterne, autoturism cu o remorcă. E clar că nu mai am ce depăși pe Valea Oltului. Aproape imposibil să depășești. Așa că vă spun cea mai tare rețetă proaspăt descoperită de la Subway. Găsiți aceste cookie care sunt cu ciocolată albă în orice caz, că e preferata mea, și alune de macadamia cu lapte lăsat de migdale. Nu vă imaginați ce rețetă nebună. Plină de proteine, bine, e cam mult carbo. Dar un început de zi perfect. Suntem pe Valea Oltului, vă pupăm, revenim. Lupa micul de lume.
9 și 10. Suntem la Piața Unirii, am ajuns acasă, Victorie. Timișoara dus, concert la Club Heaven. Timișoara întors înapoi în București. Toate astea într-o zi. Bă, dar ce frumos a fost la Timișoara. Mulțumim Club Heaven. Mulțumim tuturor care au fost acolo în această seară. A fost bestial. Am ajuns acasă. Mergem să ne culcăm fiecare dintre noi. Ne-am fi dorit o ploaie din aia, o toropeală din aia, să dormim toată ziua, dar se pare că e soare. Dacă la ora 9 sunt 20,5 grade, John, cred că mai încolo fie iarăși 35. Nu mai vrem vară, vrem toamnă. Vă pupăm. Nu uitați pe Instagram, eu sunt Dorian, Facebook Dorian Popa, YouTube Dorian Popa. Și întrebarea vlogului: ce fel de mașină preferați, cu cutie automată sau cu cutie manuală? Ne scrieți la comentarii. Toate cele bune, zi frumoasă. Ne vedem în continuare cu challenge-uri și alte nebunii ce ne mai cere să facem. Au. O să mă vindec de amor, nu cu amintiri care dor. De amor, de amor, de amor. Nu o să mă vindec de amor, rămân cu amintiri care dor.